Rugăciunea comună este o rugăciune rodnică. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem ruga și separat. Sigur că da. Însă îndemnul la rugăciune comună, în familie, în momentul acela ți-ai proiectat familia într-o mică biserică a inimii tale. Ți-ai adunat familia precum adună cloșca puii. Starea de siguranță se află în rugăciune. Copilul, când vede pe mamă și pe tată că se roagă împreună cu el, acela va deveni modelul lui de mai târziu. Pentru el, mama și tata devin repere esențiale în viață. El o să vadă că la mama și la tata exista pace după rugăciune. Exista așezare. Exista iubire. La el de ce să nu fie? Iar el mai departe perpetuează rugăciunea și duce rugăciunea din moși strămoși. Iată, cadrul familial este un cadru ideal pentru rugăciune. Mult poate rugăciunea dreptului. Mama se roagă cu rugăciunea de mamă iubitoare, în care își deschide inima ca să primească și să dăruiască. Tata își deschide sufletul ca să primească și ca să dăruiască. Iar copiii sunt acei receptori care se împărtășesc de iubirea părinților, de iubirea lui Dumnezeu prin iubirea părinților. Iată așadar cu rugăciunea transformă viața de familie. Și până să ajungem acolo, ar fi bine ca aceste întâlniri în rugăciune în familie să nu fie făcute prin constrângere. Exemplu, la ora 7 nu pot să stau la curs, nu pot să mă întâlnesc cu un prieten, că mi-a zis mama să ne vedem în rugăciune. E exagerat. Când peste săptămânal, nu ne putem întâlni, avem programe diferite, sigur că da, ne rugăm fiecare separat. Dar weekendul, înainte de masă, când ne vedem, când ne întâlnim cu toții la masă, seara sau la sfârșit de săptămână, este frumos să înălțăm o rugăciune cu toți. Și primul semn, prima formă de rugăciune din familie este rugăciunea de la masă. Măcar pe aceea, dacă am duce-o mai departe, ar fi un semn că societatea noastră nu s-a depărtat cu totul de Dumnezeu, ci are această șansă în apropierea de El cât mai bine și cât mai frumos.